Miercurile dintre vertebre își doresc mușchi puternici în jur. Mușchii le preiau o mare parte din sarcină. Sedentarismul slăbește structurile musculare, care vin în sprijinul coloanei vertebrale. Este amplificat de fiecare țigară. Ce face fumatul? A inhalat din țigară, s-au strâns vasele de sânge, a crescut presiunea în ele și atunci, practic, cu fiecare fum de țigară, riscul să pocnească un vas este, fără niciun fel de exagerare, la fiecare fum pe care omul îl inhalează din țigară. Situația e posibilă în vasele mari. În vasele mici, așa cum sunt cele care irigă coloana vertebrală, țigara determină constricție, până când acestea nu își mai îndeplinesc funcția. Discul nu este vascularizat, de asta se și deteriorează. Discul este o structură cartilaginoasă destul de complexă, situată între două vertebre. Vasele de sânge nu pătrund în interiorul lui. El se hrănește, este hrănit de vertebra de sus și de vertebra de jos. Dacă vertebrele respective încep să aibă probleme de vascularizație, discul nu mai este hrănit așa cum și-ar dori, începe să-și piardă apa, să se deshidrateze, își pierde din infermitate, din înălțime, devenind sensibil la un stres mecanic. Stresul mecanic înseamnă inclusiv mersul pe jos. Așa apare hernia de disc. În prezent poate fi reparată prin intervenții minim-invazive, cu o incizie de cel mult 2 cm. Ne folosim de spații existente ale coloanei, anatomice, pentru a ajunge la zona de interes din mijlocul coloanei. Ne întreabă pacienții ce se întâmplă dacă mi-atinge structurile nervoase, nervul. Nervii atingem, îi mutăm din stânga în dreapta, asta suntem antrenați să o facem. După intervenție, vi se recomandă în primul rând să nu fumați, în al doilea rând să mergeți pe jos, zilnic cel puțin 45 de minute.